Mă numesc Gheorghe Buriană, sunt medic rezident, specialitatea ortopedie și traumatologie. Ai grijă de tine și de cei dragi. Evită aglomerațiile. Dacă te afli în spațiile publice închise, respectă toate măsurile de protecție recomandate. Sunt interzise petrecerile, festivitățile și evenimentele la care participă mai mult de 50 de persoane. Limitează sau, dacă este posibil, evită contactul cu persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice. Nu risca cu sănătatea ta și a celor dragi. Ai grijă! Oprește răspândirea COVID-19. Salvează vieți! Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi. Întâlnirea trilaterală între Partidul Democrat, Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate, care urma să aibă loc în dimineața acestei zile, cel puțin așa cum anunțau vineri la emisiunea punctul pe azi unii fruntași ai PAS-ului și platformei, dar nu a mai avut loc. Contactați de TVR Moldova, democrații au declarat că nu a existat de fapt nicio înțelegere oficială pentru o asemenea discuție cu Platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate în privința repoziționărilor politice în Parlament, dar mai precizează democrații, Partidul Democrat nu va vota în niciun caz pentru demiterea guvernului Chicu. Despre toate astea discutăm în această seară împreună cu liderul pro-Moldova, Adrian Candu, fost președinte al Parlamentului de la Chișinău. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Domnule Candu, preieșind din introducerea pe care am făcut-o, dar reieșind și din declarațiile celor din Partidul Democrat, pe care cu siguranță le-ați văzut și dumneavoastră pe parcursul zilei de astăzi, putem spune că demiterea guvernului Chicu se amână? Cel puțin senzația mea e că în jurul acestui subiect, în această perioadă, nu sunt altceva decât simple petarde electorale, repoziționări politice în contextul prezidențialelor. Frică mea e că s-ar putea să vă confirm într-un fel că unii probabil pun imaginea electorală sau viitoarele rezultate electorale legate de campania prezidențială și de prezidențiale mai presus de interesele țării și ale cetățeanului. Cu regret, în Republica Moldova noi trecem printr-o criză fără precedent din punct de vedere sanitar și economic și social. Iată de ce, și de fapt această criză este generată de administrarea proastă a țării, de această guvernare. Iată de ce, în primul rând, pe subiect sau pe agenda politicului și a clasei politice ar trebui să fie omul, cetățeanul, interesele cetățeanului și a țării. Și dacă e să ne gândim în așa fel, atunci această guvernare ar trebui să fie trimisă în demisie cât mai repede posibil, fără nicio întârziere, deoarece fiecare zi de întârziere aduce doar impact negativ asupra țării. Ceea ce am menționat sau jocul făcut în cazul de față de Partidul Democrat arată de fapt joc politic care este departe de agenda cetățeanului și interesul țării. Și cu regret, colegii din PAS și din Platforma DA au căzut în această capcană a jocului. Sper că experiența, chiar dacă nu foarte bogată politică, dar maturitatea politică sau înțelepciunea va prevala față de aceste jocuri și partidele de opoziție parlamentară, în mod special, se vor așeza la o masă a discuțiilor, nici nu le numesc negocieri, fiindcă nici nu e cazul să fie negocieri ca atare, și să găsim limbă comună ca acest guvern să plece în demisie, să fie format un alt guvern, numit un alt guvern și țara să fie
guvernată altfel, măcar în a doua jumătate a acestui an, pentru a doua jumătate a acestui an și pentru perioadele următoare. Acum, vă rog să mă ajutați să înțeleg și eu, dar și telespectatorii, cum poate fi trimis în istorie actualul guvern, din moment ce Partidul Democrat a declarat foarte clar, iar acest lucru l-a confirmat inclusiv președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, în acest platou săptămâna trecută, că nu votează pentru demiterea guvernului Chicu și nu votează pentru investirea unui alt guvern sub nicio formă cu transfugii politice, având în vedere grupul politic Pro-Moldova pe care îl reprezentă. Pe de altă parte, tot în acest platou, fruntașii platformei, da, dar și ai Partidului Acțiune și Solidaritate, au spus clar și răspicat, nu participă la demiterea guvernului și nici la investirea unui alt cabinet de miniștri cu partidul sau cu deputații din partidul Șor. Cum poate fi demis guvernul atunci? În primul rând, fostul meu coleg din Partidul Democrat, domnul Filip, președintele partidului, ar trebui să conștientizeze faptul că, de fapt, Partidul Democrat s-a scindat și noi vorbim de o scindare a Partidului Democrat și nu vorbim despre transfugi care au plecat dintr-o parte în alta. Partidul Democrat la ora actuală, și lucrul ăsta se referă nu doar la deputați, dar și la foarte multe organizații teritoriale, s-a scindat în două, în Pro-Moldova și în democrații care au rămas în Partidul Democrat. Într-al doilea rând, cei din Partidul Democrat nici nu putem să ne așteptăm la altceva decât la aceste declarații ce ține de demisia guvernului, căci ei ar trebui să voteze demisia propriului guvern. La ora actuală, în Guvernul Republicii Moldova, sunt, dacă nu greșesc, 4 sau chiar 5 miniștri care dețin portofolii foarte importante, de aceea cam straniu ar fi ca democrației să-și dimită propriul guvern. De ce straniu, domnule președinte Candu, în condițiile în care în 2015, sfârșitul anului 2015, dacă nu greșesc eu, democrații au votat pentru demiterea unui guvern, guvernul Streleț, executiv în care erau și exponenții ai Partidului Democrat? Da, dar mai puțin. Astăzi noi vorbim de un guvern care majoritatea miniștrilor, sau cel puțin jumătate din guvern, sunt democrați. Și chiar dacă e un guvern asumat de președintele Dodon în extremis prin foștii săi consilieri sau actuali consilieri, dacă îl considerăm pe Chicu la fel la funcția, la postura de consilier, că nici el nu a ajuns la funcția de prim-ministru ca performanță și ca prestanță. Dar în același timp, fiind un partid care la ora actuală este la cheremul socialiștilor, mă refer la Partidul Democrat, care este mai mult o anexă a Partidului Socialiștilor și aflat la guvernare, slabe speranțe sunt că ei vor ridica mâna și vor vota demisia acestui guvern. Și atunci când vorbim despre demisia actualului guvern Chicu Dodon, nici nu trebuie să ne bazăm pe votul lui Filip sau a democraților pentru actual, cel puțin din Parlament, care sunt ca fracțiune parlamentară. Păi, fără votul democraților este posibilă demiterea guvernului? Fără votul democraților, la ora actuală sunt 49 de voturi, plus un vot independent, sunt 50 de voturi care e gata, sau sunt gata mâine să-și exprime prin vot neîncrederea față de acest guvern și investirea unui alt guvern. Doar nu o să poată nimeni, absolut nimeni, să interzică unui deputat, inclusiv din formațiunea partidului Șor, să voteze demisia guvernului Chicu și numirea unui alt guvern, să zicem, asumat de alte partide parlamentare de opoziție. Contează foarte mult programul de guvernare cu care vine noul guvern, și anume prin un program clar care să presupună multe măsuri anticriză, și contează foarte mult la fel și componența acestui guvern. Noi, cei din Pro-Moldova, am declarat că nu avem și nu vom pune condiții, nu avem nicio pretenție nici la funcția de prim-ministru, nici la alte portofolii și la alte și la ministerie. Singura condiția noastră este să existe un clar plan și măsuri anticriză și să acționeze ca un guvern pro-european, fiindcă la ora actuală, bineînțeles, nu putem vorbi despre un guvern pro-european și mai mult ca atât, și a dus în izolare Republica Moldova. Deci, la ora actuală, dacă există interes cu adevărat
în demisia acestui guvern și formarea altui guvern, voturi se vor găsi în Parlament, e nevoie doar de puțină înțelegere, de maturitate și de responsabilitate față de țară. Dumneavoastră admiteți că și deputatul independent Alexandru Olenic ar putea vota pentru demiterea guvernului Chicu? Dar cu el în principiu nu s-a discutat, doar chestiune de coloar sau chestiuni legate de anumite, dintr-un anumit context. Niciodată nimeni n-a discutat cu dumnealui în realitate care e viziunea, care sunt planurile și cum vede dumnealui această situație. Și mai mult ca atât, până la urmă timpul arată că nemulțumirea este foarte mare și în sânul actualei sau fostei deja majorități parlamentare. Dacă mâine s-ar pune la vot secret demisia guvernului Chicu, bănuiesc că s-ar putea să existe chiar poate vreo 60 de voturi. Inclusiv surpriză din Partidul Socialiștilor? Eu, din câte înțeleg, că sunt și nemijlocit însă în fracțiunii socialiștilor sunt nemulțumiți. Și mai sunt nemulțumiți din fracțiunea Partidului Democrat. Nu mă refer acum la Filip sau la Deacov, care sunt la conducerea formațiunii. Dar surprize s-ar putea să avem dacă s-ar organiza un vot secret. Dacă nu se organizează vot secret, atunci moțiunea pică, pur și simplu. Atunci un pic de răbdare și în timpul cel mai apropiat, cu siguranță, vor fi deja 51 de voturi disponibile pentru a dimite acest guvern și numirea altui guvern. Adică vreți să spuneți că echipa Pro-Moldova se va lărgi? Nu, eu nu m-am referit neapărat la echipa Pro-Moldova. Contextul actual politic este de așa natură că dezamăgirea crește pe zi ce trece și nemulțumirea oamenilor. Și viața oamenilor este mai rea, în general, în țară. Și vedeți care este situația epidemiologică sanitară. Deci chiar e dezastru. Și dacă politicul nu vrea să fie luat pe sus, în sens direct de oameni, ar trebui să pună interesele oamenilor mai presus de orice și să revină la tot ceea ce înseamnă să-și servească poporul prin a lua decizii politice importante, inclusiv ca acest guvern să fie trimis în demisie, fiindcă nu merită nici măcar o zi să mai stea la guvernare. Deci dumneavoastră admiteți că inclusiv până la sfârșitul acestei săptămâni din fosta majoritate parlamentară ar mai putea pleca deputați? Orice este posibil și dacă noi am avut o discuție într-o emisiune acum o lună și vorbeam despre un număr insuficient mai mare de deputați care eventual ar vota demisia unui guvern, după cum vedeți, într-o lună se schimbă lucrurile. Nu vreau să fiu un prevăzător, nici nu știu să ghicesc în cafea sau nu sunt eu, n-am astfel de experiențe și cunoștințe, dar lucrurile se schimbă de la zi la alta și, în primul rând, această schimbare este generată din nemulțumirea oamenilor față de situația actuală și de viața pe care o duc tot mai rea și mai rea. Și chiar este foarte important ca politicul să nu pună și exponenții politicului să nu pună în fața intereselor cetățenilor, să pună interesele lor de imagine sau viitoarele dividende politice sau rezultate la alegerile prezidențiale. Este mult mai important să găsim soluții astăzi și din punct de vedere sanitar epidemiologic și din punct de vedere economic. Vedeți că această guvernare nu a venit cu absolut nicio soluție pentru oameni. Zeci de mii și-au pierdut locurile de muncă. Întreprinderile mici și mijlocii au rămas fără atenție, deloc atenție din partea statului. Vedeți că ocupăm locul 1 în lume la numărul de infectați din cadrele medicale, din numărul cadrelor medicale. Astăzi nu funcționează grădinițele, taberele, copiii stau acasă, iar părinții care muncesc nu au cine să lase copiii. Imediat am impresia că trece vacanța de vară, dar încă nu știm ce va fi la începutul anului școlar și vedem acest Minister al Educației, care apropo este condus de reprezentantul al Partidului Democrat, nu vine cu nicio soluție pentru anul viitor școlar. Deci sunt atât de multe de făcut, iar noi discutăm deja
15 minute sunt voturi, nu sunt voturi și da, domnule Candu, fiți va vota sau nu va vota Partidul Democrat. Este important și această întrebare, deoarece să admitem pur ipotetic că va fi demis actualul guvern. Dar ce urmează în continuare? Cine garantează, de exemplu, că un alt cabinet de miniștri va fi investit în funcție într-un termen foarte și foarte restrâns, ca să nu există un vid de putere în Republica Moldova în această criză mare în care ne-am pomenit? Pentru că, iarăși, până atunci, deocamdată nu văd o suficientă deschidere din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, care continuă să insiste că nu va vota împreună cu Partidul Șor. E o problemă aici. Dar cum vor opri ei voturile în Parlament dacă cineva vrea să voteze demisia acestui guvern și numirea unui guvern, de exemplu, asumat de Platforma DA și PAS? Lucrurile trebuie făcute în etape. Inițial, trebuie să existe o discuție între partidele parlamentare de opoziție pe marginea unui program de guvernare care trebuie să îmbrace forma unui plan anticriză. Apoi, din acest plan anticriză ar trebui să fie făcut profilul, designul sau profilul a acelui guvern, mă refer la cabinetul de miniștri și la funcția de prim-ministru. Apoi, acel plan, plan anticriză sau program de guvernare trebuie asumat, deschis în fața societății, în mod transparent, de partidele parlamentare de opoziție și asumarea respectivă fiind făcută deschisă, transparentă în fața societății, nu va fi cale de întoarcere. Și nimeni nu va risca să-și riște, sau în general nu va pune la sub risc reputația, imaginea și chiar dividendele politice, încălcând acele promisiuni prin programul electoral, prin programul guvernamental pe care și-l asumă. Lucrurile pot fi rezolvate dacă s-au găsit soluții, dacă cu adevărat se vrea. Dacă însă unii consideră că jocul ăsta sau confruntarea politică este de fapt scopul și ba votăm, ba nu votăm, ba discutăm, ba nu discutăm, Partidul Democrat ba este invitat la discuții, parcă săptămâna trecută a mers sau mergea deja, avea o intenție să meargă astăzi la discuții, astăzi și-au adus aminte că guvernează și că e bine să nu dea jos această guvernare, atunci degeaba pierdem timpul. Dacă există o maturitate și există o asumare de răspundere și de responsabilitate față de țărișoara noastră, cu siguranță soluții se vor găsi. Domnule Candu, eu totuși nu înțeleg un lucru. Dumneavoastră personal, anterior, nu o singură dată, când erați în Partidul Democrat, ați criticat foarte dur fostul guvern condus de Maia Sandu, calificându-l ca fiind neprofesionist, ca fiind cel mai slab guvern din toată istoria Republicii Moldova. Spuneați și despre Andrei Năstase în calitatea domniei sale de ministru de interne că nu face mare lucru la Ministerul de Interne. Iar astăzi sunteți gata să votați în totalitate un guvern asumat de Platforma DA. Unde e logica? Logica, stimate domnule, este dezastrul în care am ajuns noi în ultimele 5-6 luni de zile. Totul se învață prin comparații și tot se identifică sau se descoperă prin comparații. Dar este adevărat, guvernul Maia Sandu n-a fost un guvern perfect și multe greșeli au fost făcute. Bănuiesc că foarte multe erau și din lipsă de experiență și de maturitate politică. Au fost unele, să zicem, neajunsuri la câteva ministere, dar spre deosebire de acel guvern, actualul guvern, guvernul Kiku Dodon, este chiar un dezastru pentru țara noastră. În 4 luni de zile au adus pe toți moldovenii la sapa de lemn. Și în orice domeniu, nu că nu există progres, există un mare regres față măcar de situația de anul trecut. Și dacă continuăm să tolerăm această guvernare și astfel cum guvernează, am impresia că nu vom mai reuși să... Știți, ca și acel pacient care, iată-l, stă pe patul de intervenție chirurgicală, intubat și mai are șansa, ultima șansă să mai faci ceva.
Și dacă noi nu facem ceva, atunci acest pacient va pieri. Și frică mică, noi vorbim de o țară întreagă și de soarta acestor cetățeni. Iată de ce, cu toată simpatia sau cu toată experiența pozitivă sau mai puțin pozitivă din trecut, acum este cazul să luăm unele decizii mai curajoase, cu o anumită determinare și să punem capăt acestei guvernări. Dumneavoastră credeți că cei din platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate au toate motivele să creadă în sinceritatea dumneavoastră după ce personal ați ridicat mâna pentru demiterea guvernului Sandu și după ce, iarăși, dacă îi să dăm crezare domnului Filip, dumneavoastră ați fost unul din autorii susținătorii fervenței moțiunii de cenzură împotriva guvernului Sandu? Domnul Filip trebuie să-și aducă aminte și să fie foarte sincer. Acea moțiune de cenzură care a fost votată de Partidul Democrat inclusiv a fost inițiată de Partidul Socialiștilor, dacă nu greșesc. Iar moțiunea de cenzură pe care am înaintat-o noi, Partidul Democrat, s-a referit la două elemente foarte importante legate de economie și de programele care au fost stopate de precedenta guvernare, programele care au fost dezvoltate inclusiv de Partidul Democrat și de guvernul Filip. Iar totul se învață prin experiența pe care o treci și prin comparație. Iar referindu-mă la întrebarea dumneavoastră, poate să aibă încredere sau nu, le rămâne lor să decide dacă vor să aibă încredere sau nu. Am menționat data acum, chiar acum câteva clipe în urmă, am menționat despre o responsabilitate și de o asumare publică, prin angajament public față de cetățeni, privind o anumită decizie sau privind un anumit comportament politic din partea partidelor politice aflate în opoziție sau aflate în Parlament în general. Iată de ce, dacă platforma DA, PAS și Pro-Moldova va veni cu anumite măsuri anticriză pe care noi toți ne le asumăm, atunci odată asumate, ele cu siguranță vor fi duse până la capăt prin acea guvernare care va fi instaurată sau prin acel guvern care va fi delegat să administreze țara pentru următoarea perioadă de timp. Acum noi nu vorbim de încredere. Încrederea ea se obține în timp și conlucrând sau lucrând împreună. Noi nici nu am avut prea multe ocazii și n-am avut contextul potrivit ca să intrăm într-o cooperare mai strânsă cu cei din platforma DA sau din PAS. Și nici nu ne-am propus-o, fiindcă cumva timpul a fost limitat, plus pandemia, activitatea Parlamentului a fost limitată și redusă, dar vreau să vă aduc aminte de o experiență foarte bună și de o reușită unde noi am lucrat împreună cot la cot, chiar dacă e o mică experiență, dar cu un efect foarte mare legat de acea, în primul rând, luptă politică împotriva asumării de răspundere a guvernului Chicu atunci când am venit în Parlament și noi am atacat la Curtea Constituțională. Și a doua, bineînțeles, ceea ce am reușit noi să facem iarăși împreună, lucrând împreună la Curtea Constituțională atunci când am oprit acel acord de împrumut cu Federația Rusă. Sunt două exemple care arată, prin exemple practice, că chiar și în lipsa unei încrederi 100% și chiar în lipsa unei conlucrări de zi cu zi pe o perioadă mai mare de timp, poți să ai reușite și să ai rezultate bune. Eu nu zadar insist, domnule Candu, pe sinceritate, deoarece nu poți merge undeva necunoscut fără a avea încredere în cel care ar urma să-ți fie alături, mai ales într-o perioadă atât de complicată. Iar și iarăși insist pe această sinceritate, deoarece ne aducem aminte cu toții, în perioada guvernării Partidului Democrat, practic, v-ați bătut joc de opoziție de atunci, platforma DA și PAS, iar astăzi ștergeți cu buretele tot și îi vedeți parteneri deja? Experiența politică arată că lupta între opoziție și putere nu a anulat-o nimeni. Și asta face parte din viața politică. A fost perioada când platforma DA și PAS-ul se aflau în confruntare directă și, cum spuneți dumneavoastră, își băteau joc de echipa Partidului Democrat? Nu, eu spuneam invers, că Partidul Democrat și-a bătut joc de opoziție de atunci platforma DA. Da, și a fost o perioadă inversă când și platforma DA și PAS își băteau joc de Partidul Democrat. Dar nu asta contează. Contează că astăzi mor oameni în Republica Moldova mai mult decât în alte țări.
Contează că astăzi, cu regret, sunt mai mulți infectați la numărul populației. Astăzi, cu regret, statul, guvernul Republicii Moldova nu ajută cu nimic. Mediul de afaceri și economia este distrusă. Și multe, multe altele care trebuie condamnate și respectiv schimbate lucrurile de urgență. Noi putem să trăim cu amintiri și putem să trăim cu regrete și putem să trăim cu sentimente, cu emoții, dar oamenii cu responsabilitate lasă deoparte emoțiile, pun mai presus ca orice interesul țării și a cetățeanului. Eu, poate am și eu sentimentele și emoțiile mele, dar niciodată nu voi lua decizii împreună cu echipa din care cu mândrie fac parte din ea. Noi o să lăsăm emoțiile, sentimentele, inclusiv personale, deoparte, acasă, la bucătărie, în familie o să discutăm, sau între prieteni o să discutăm despre asta, iar în Parlament, și atunci când este vorba de responsabilitatea țării și a față de cetățean, trebuie să prevaleze în primul și în primul rând maturitatea și înțelepciunea politică, indiferent de emoții și indiferent de trecut. Așa se întâmplă, stimate domn, că în politică există confruntări și există luptă între partide politice, există luptă între opoziție și putere și lucrul ăsta s-a întâmplat pe parcursul întregii istorie a Republicii Moldova, iar în alte state pe parcursul a sute de ani, care au experiență mai bogată. Nimeni nu a anulat confruntarea politică, dar atunci când este nevoie de mobilizare, lăsând la o parte emoțiile și sentimentele, asta este mai important. Și noi, la ora actuală, în Republica Moldova, de asta avem nevoie. Ca măcar în ceasul al 12-lea, unii să uite de emoții, sentimente și inclusiv de această memorie pe care dumneavoastră o invocați și să se ia deciziile pe cap limpede, nebazate pe emoții și să se ia decizii doar față de ceea ce se întâmplă și care sunt urgențele în Republica Moldova, mai ales față de interesul cetățeanului direct. Memoria este foarte importantă, domnule președinte Candu, și voi face referire la ea încă de foarte multe ori pe parcursul acestei emisiuni. Apropo, dumneavoastră, în calitate de moderator și de jurnalist, sigur că puteți să aveți opinia dumneavoastră și să, de fiecare dată, să faceți trimitere la memorie, fiindcă nu va aparține deloc responsabilitatea unor decizii, nici în Parlament și nici în Guvern. Iar eu sunt mandatat de cetățeni printr-un anumit vot și am o anumită responsabilitate față de ei. Nu o anumită, dar chiar una foarte importantă. Și trebuie să găsesc soluții, indiferent de memorie și de amintiri și de emoții, ca să le fac viața mai bună. Să nu moară oameni, să nu stea la spital, economia să nu fie distrusă și copiii noștri să meargă la într-un anumit sistem de educație și de sănătate corect. Ați avut, apropo, această posibilitate, în special în perioada 2016-2019, să o faceți? Da, este adevărat. Dar în anul 2016-2019 noi am avut creștere economică și n-am avut o criză pandemică care ne-a distrus. Dar nu criza ne-a distrus, dar de fapt proasta administrare a acestei crize a dus la distruge. Noi în perioada 16-17-18 am avut creștere de 4-5% în produsul intern brut. Sau am avut creșteri semnificative la tot ceea ce înseamnă investiții. Anul ăsta, din păcate, nu că nu avem creștere, avem regres pe foarte multe domenii. Și nu mai gândiți-vă că în 2-3 luni de zile undeva 120-150 de mii de oameni au rămas fără loc de muncă. Pe când în perioadele anterioare se creau locuri de muncă și oamenii munceau și primeau salarii. Doar gândiți-vă că la ora actuală sunt 450 de mii de oameni clienți ai companiilor de microfinanțare. Oamenii merg să-și ia împrumuturi de 10-15 mii de lei și cu dobândă de 100%. De unde se întoarcă oamenii ăștia bani? Știți că deja colectorii au început să-și facă meseria lor și să scoată din oameni bani cu țărâita sau cu vânzarea bunurilor din casă? Dar știți că stau copiii fără supraveghere în familie? Dar știți că personalul medical care li s-a promis 16.000 de lei n-au primit nimic? Dar știți că foarte multe persoane care au depus cereri la Oficiul Forțelor de Muncă pentru ajutor de șomaj n-au primit nimic? Și
Toate astea se întâmplă în anul 2020, când avem această guvernare socialist-democrată și care nu a luat nicio decizie bună, înțeleaptă și dar măcar logică, dacă nu vorbim profesional. Și dumneavoastră comparați această perioadă cu perioada anterioară? Sunt două lucruri complet diferite prin comparație. Nu am făcut nicio comparație, spuneam doar că ați avut posibilitatea să îmbunătățiți sistemul de sănătate, sistemul de educație în cei 4 ani de guvernare democrată. Apropo, domnule președinte Candu, astăzi grupul Pro-Moldova pe care îl reprezentați a devenit partid politic cu acte în regulă. Înțeleg că a fost înregistrat în mod oficial în registrul partidelor politice din Republica Moldova. O prima întrebare ar fi dacă nașul de botez al acestui partid politic Pro-Moldova este nașul dumneavoastră de cununie, Vlad Plahotniuc. Nu, nașul de botez al acestui partid politic e interesul cetățeanului și nevoia de schimbare din țară. Noi, 6 deputați, cei care inițial am plecat din Partidul Democrat, inițial formând grupul Pro-Moldova, ne-am trezit în discuțiile cu oamenii că oamenii simțeau nevoia și ne cereau o altfel de abordare a problemelor, o altfel de politică, o altfel de comportament. Și atât de ce ideea de formalizare și de transformare a unui grup parlamentar în partid politic, ea a apărut cu timpul. Ea nu a fost gândită în prima zi, atunci, în perioada lunii februarie. Dar în foarte scurt timp, noi am înțeles din comunicarea și din mesajele pe care le primeam de la oameni, mai ales la începutul perioadei de pandemie, că e nevoie de mai multă acțiune și de mai multă determinare din partea noastră. Și atunci noi, pe la mijlocul lunii martie sau în primele zile a lunii martie, am luat decizia să încercăm să colectăm semnăturile necesare, să ne organizăm cu echipele în teritoriu în așa fel încât să ne formalizăm ca și partid politic. Și săptămâna trecută, pe data de 18 iunie, noi am fost înregistrați oficial, după ce am trecut toate etapele de pregătire, inclusiv Congresul de Constituire. Și astăzi deja am și făcut anunțurile de rigoare. Nu există nicio persoană care să dețină control în echipa partidului. În echipa partidului se iau deciziile la nivel de echipă, la nivelul deputaților din fracțiunea parlamentară, cei 14 care avem astăzi, la nivelul secretariatului care el a început de cale, la nivelul echipei sau staff-ul tehnic, precum îl numim noi, aici se iau deciziile și aici doar se vor lua. În Pro-Moldova, în Republica Moldova, fără nicio influență nici din interior și nici din exterior. Deci dumneavoastră vreți să ne spuneți că Vlad Plahotniuc nu are nicio influență asupra grupului Pro-Moldova, asupra partidului Pro-Moldova? Nu că vreau să vă spun, dar sigur vă spun că nu există nicio influență din exterior, dar nici din interior, cu excepția celor care sunt în Pro-Moldova astăzi, în baza deciziilor pe care se discută. Foarte mult se discută pentru a lua decizii, se analizează tot și plusurile și minusurile acelor decizii care urmează să fie luate și absolut ceea ce se întâmplă, se întâmplă doar prin prisma responsabilității deciziilor noastre. Noi suntem responsabili pentru deciziile pe care le luăm și pentru acțiunile pe care le întreprindem sau le promovăm și așa va fi întotdeauna. Nu mai are niciun interes în politica din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc? Dumnealui atunci, în perioada iunie, iulie, anul trecut, a luat decizie că se retrage din politică. Nu cunosc vreo altă intenție a dumnealui decât cea de a se detașa complet de viața politică de Republica Moldova și de a se ocupa de alte interese sau alte priorități pe care le are dumnealui. Tot ceea ce ține de Pro-Moldova e bazat pe interesul cetățenilor. Veți vedea foarte curând că va avea și creștere spectaculoasă la nivel de susținători. Noi deja o simțim chiar din perioada prin care am trecut noi de formalizare. Într-o perioadă foarte scurtă de timp, noi am reușit să colectăm cele 6.000 de semnături, 4.000 cerute de lege, dar noi de fapt am ajuns la 6.000 cu ușurință și cu crearea organizațiilor teritoriale. Oamenii sunt dornici, unii care chiar n-au făcut politică niciodată, dar vor să se implice, deoarece pentru unii chiar partidul politic, deja îl denumim, Partidul Politic Pro-Moldova poate fi o echipă în care mulți se pot regăsi.
indiferent de viziunile doctrinare, să zicem, din punct de vedere politic. Da, spuneați dumneavoastră că Vlad Plahotniuc, odată plecat din Republica Moldova, spunea că nu se mai implică în politică, nu îl interesează viața politică din Republica Moldova, dar din ceea ce cunoașteți dumneavoastră personal, Vlad Plahotniuc își onorează promisiunile? N-am înțeles întrebarea. Deci Vlad Plahotniuc spuneați dumneavoastră că a dat asigurări că nu se mai implică și nu îl mai interesează viața politică din Republica Moldova. De obicei, din câte îl cunoașteți dumneavoastră, Vlad Plahotniuc, dacă spune ceva, își respectă cuvântul. Sau... De câte cunosc eu, da, dar în același timp, indiferent de deciziile pe care le ia domnul Plahotniuc, proiectul sau acum deja partidul politic Pro-Moldova își are membrii săi, își are organele sale de conducere, își are structura sa, își are echipa sa, care pe baza înțelegerii lor și a intereselor cetățenilor vor lua deciziile pe viitor pentru sau tot ceea ce înseamnă viața politică de Republica Moldova. Nu zadar vă întrebam dacă Vlad Plahotniuc își respectă cuvântul, deoarece domnia sa a mai zis odată că renunță la politică pentru o perioadă anumită și aici mă refer mai exact la ziua de 15 octombrie 2015, atunci când domnia sa anunța pe Facebook după miezul nopții că până nu va fi clarificată ancheta în cazul băncii de economii, domnia sa își suspendă activitatea de prim-vicepreședinte al partidului, dar și de membru al Partidului Democrat. Pentru ca ulterior, peste aproximativ 2 luni de zile, mai exact pe 21 decembrie 2015, domnia sa a revenit în partid, a revenit în forță în activitatea politică. Prin urmare, eu mă întreb în ce măsură putem avea încredere în ceea ce a spus în iunie anul trecut Vlad Plahotniuc, că nu-l mai interesează politica din Republica Moldova. Dumneavoastră puteți să trageți concluziile pentru dumneavoastră sau pe care le considerați bazându-vă pe experiența și pe ceea ce cunoașteți și din istoria politicului de Republica Moldova și a deciziilor anterioare. Eu n-am să vorbesc în numele unuia sau altuia, așa cum n-am să vorbesc nici în numele dumneavoastră, vă promit, cu altcineva, așa n-am să vorbesc nici în numele domnului Plahotniuc cu dumneavoastră. Fiecare își are propriile intenții, decizii, strategii. Eu mi-am asumat împreună cu echipa din care fac parte o anumită responsabilitate față de cetățeni și atâta timp cât eu mă implic cu echipa Pro-Moldova în tot ceea ce înseamnă și activitatea parlamentară și activitatea politică în general, încercând să punem punct și acestei crize în care am ajuns, asta contează cel mai mult. Altceva chiar mai puțin mă interesează. Domnule Candu, fiți de acord că întreținerea unui partid politic în Republica Moldova și nu doar costă bani, necesită resurse financiare consistente. De unde bani veți lua pentru activitatea partidului? Sunt câteva modalități de finanțare a partidului. Acum suntem în proces de deschidere a conturilor. Abia acum am primit documentele de înregistrare de la Agenția Servicii Publice și vom mai parcurge încă câteva proceduri legate de fisc și de deschiderea acestor conturi. Vom avea, pe de o parte, bineînțeles, sistemul de cotizații din partea membrilor de partid. Vom munci prin a atrage și finanțare și sponsorizări din partea cetățenilor Republicii Moldova, dar și din mediul de afaceri. Vom căuta modalități de permise de lege ca partidul să poată să desfășoare anumite activități din care poate face anumite, să zicem, să obțină unele finanțări proprii pe căile legale permise de lege, în așa fel încât să-și poată finanța unele activități. În momentul în care noi nu ne propunem mari cheltuieli să avem, respectiv nici venituri astronomice sau finanțări astronomice nu căutăm, vom încerca să strângem cureaua acolo unde nu e nevoie să cheltuim și ne vom axa pe tot ceea ce înseamnă, în primul rând, funcționarea partidului ca echipă, ca minimul necesar să putem să ne-l asigurăm. Aici mă refer la
sediu și un mic sediu în care suntem noi astăzi, trebuie refăcute contractele ca să oficial partidul deja să dețină această chirie. Vom mai avea mici cheltuieli legate de logistică și în rest eu sper foarte mult ca și alte partide de Republica Moldova cu mai bună reputație decât, de exemplu, cele de la guvernare, să reușim să ne finanțăm. Iar, bineînțeles, atunci când va exista modalitatea de finanțare din partea statului, ce este generată de rezultatele unor alegeri, ne vom baza și pe acea finanțare din partea bugetului de stat. Domnule Candu, dacă tot vorbim de bani, Pavel Filip, fostul dumneavoastră coleg, spunea că până în acest moment în Pro-Moldova ar fi fost investiți circa 10 milioane de dolari. De unde ați bani? Sau nu corespunde? Eu văd că domnul Filip este foarte familiarizat cu cifre de milioane. Probabil cunoaște aceste cifre din tot ceea ce înseamnă finanțarea Partidului Democrat sau schemele și privatizările în care dumnealui personal a fost implicat. A fost și așa ceva? Poftim? A fost și așa ceva? La ce anume vă referiți? Scheme în care ar fi fost implicat Pavel Filip? Am citit în presă și inclusiv în presa scrisă despre privatizările la care dumnealui eventual a participat. De aceea și zic că probabil dumnealui ar trebui să dea mai multe întrebări sau să vorbească de milioane în nume personal. Iar persoana care caută finanțare inclusiv de la președintele Dodon și luând în considerare că la ora actuală Partidul Democrat este finanțat inclusiv de președintele Dodon și de socialiști, din anumite informații pe care le am inclusiv din interiorul Partidului Democrat, dumnealui este probabil persoana care mai puțin trebuie să ne dea nouă lecții de moralitate sau de finanțare. La ora actuală Partidul Pro-Moldova nu are costuri decât suntem la început de cale și cu siguranță aceste costuri vom reuși noi să găsim soluții ca să ne le menținem la minimum necesar și să avem o activitate pe potrivă din punct de vedere a activității intense și ca opoziție, dar și pe viitor, poate cu un anumit rol deja în soarta țării la nivel de guvernare. Iar timpul e așa un element care le va pune pe toate și le va aranja pe toate foarte frumos și va demonstra cine și ce finanțări, ce milioane și cum, fiindcă văd că unii foarte ușor se lamentează cu cifre fără cel puțin să răspundă la niște întrebări mai elementare. Văd că domnul Filip vorbește foarte mult despre Pro-Moldova, dar eu mă aștept să vorbească mai mult despre ministerele pe care reprezentanții Partidului Democrat le au astăzi în guvern. Și n-am văzut nicio măsură sau nicio propunere venită din partea Partidului Democrat în acele ministere sau dacă și-au asumat această guvernare, măcar să fie mândre de ceea ce fac sau invers, să fie critici. Dar vedem ultimul timp acest eșec al conducerii Partidului Democrat și faptul că acești doi conducători, Filip și Deacov, a adus Partidul Democrat în pragul unei scindări, de fapt nu e prag, dar de fapt e realizată această, a avut loc această scindare a Partidului Democrat în două grupuri parlamentare și nemijlocit în două partide deja, ar trebui să își acopere aceste eșecuri, cel puțin și le asume, dacă nu și le acopere, dar mai curajos ar fi și mai corect din partea lor să iasă în fața publicului, să iasă în fața simpatizanților Partidului Democrat, să-și toarne cenușe, eventual să spună da, am greșit, n-am știut să realizăm lucrurile frumoase. Partidul Democrat a mai trecut prin astfel de scindere, trebuie să ne aducem aminte și perioada anului 2007-2008, când o parte importantă din Partidul Democrat a plecat și au înființat Partidul Liberal Democrat, atunci foarte bine plasat. Probabil Pro-Moldova s-ar putea să aibă la fel o poveste de succes ca o ruptură din Partidul Democrat, dar una bună, curată și cu perspective. Domnule Candu, dar dumneavoastră vorbeați despre turnatul cenușii pe cap. Dumneavoastră astăzi, personal,
Sunteți gata să vă asumați măcar o mică parte din dezastrul pe care îl avem astăzi în Republica Moldova? Pentru că vă reamintesc, dumneavoastră personal ați ridicat mâna pentru investirea guvernului Chicu. Dumneavoastră personal ați recunoscut că Partidul Democrat l-a făcut președinte pe Igor Dodon. Cel puțin a făcut masiv campanie pentru Igor Dodon în prezidențialele din 2016. Eu îmi asum și mi-am asumat această greșeală, spunând că am făcut o greșeală susținându-l pe Chicu ca prim-ministru, deoarece este o mare dezamăgire și am greșit prin a-l vota și a-i acorda acest vot de încredere acestei persoane arogante, neprofesioniste, lipsite de viziune și lipsite de orice calitate de conducător și de bun administrator a țării. Eu mi-am asumat greșeala și pe care o regret, că atunci cred că ne-am grăbit votând împotriva guvernului Maia Sandu, deoarece probabil la ora actuală s-ar fi descurcat mult mai bine. Și deși eu personal nu am votat pe președinte, ca președinte pe Igor Dodon și Partidul Democrat ca atare nu a avut o poziție unică și consolidată de a vota un candidat sau altul la prezidențialele din anul 2016, am recunoscut și am spus-o că președintele Dodon într-o oarecare măsură și-a câștigat primul mandat inclusiv cu ajutorul Partidului Democrat. Și lucrul ăsta l-am spus-o deschis, am recunoscut-o, chiar dacă eu personal am votat-o, de exemplu, pe Maia Sandu. Dar din greșeli învățăm și asta este important, ca să știm să învățăm din aceste greșeli și să nu mai facem pe viitor altele. Și vorbim despre faptul ca să nu mai facem greșeli pe viitor, de urgență este nevoie de a găsi acea înțelepciune și acea maturitate politică ca împreună cu partidele care sunt astăzi în Parlament de opoziție, încă am să le numesc deoarece nu este formată nicio majoritate, să găsim soluțiile necesare pentru a da jos acest guvern, de a-l trimite în istorie cât mai repede, de a-l trimite în trecut, că în istorie cu siguranță nu o să rămână sau o să rămână ca unul dintre cele mai proaste guverneri și guverne din istoria țării, și să aprobăm un nou program de guvernare, un plan anticriză cu o nouă componență guvernamentală. Dacă tot ați recunoscut, domnule președinte Candu, implicarea PD-ului în campania pentru prezidențialele în favoarea lui Dodon, poate e timpul să recunoașteți și cât de des pășea pragul Partidului Democrat Igor Dodon în calitate de președinte și cât de ascultător era în raport cu Partidul Democrat. Era un oaspete des pe la sediul PD-ului? Asta eu nu cunosc cât de des era el oaspete sau nu. Nici nu cunosc alte elemente legate de vreo cooperare mai strânsă între președintele Dodon și Partidul Democrat. Știți foarte bine că au existat și confruntări legate nemijlocit de poziționări diferite și chiar încălcarea legii și a Constituției, în mod special, din partea președintelui Dodon atunci când era vorba de numirea unor miniștri sau promulgarea unor legi, acele suspendări vestite a președintelui Dodon, președintele în exercițiu, care le consider că erau perfect legale și legitime, fiindcă atunci când președintele nu își exercită intenționat atribuțiile sale, urmează altcineva să le exercite. Și rest, noi vedem că președintele Dodon a obținut mai multă putere și mai multe atribuții începând din luna iulie până nu de mult, atunci când inclusiv precedenta coaliție parlamentară și guvernamentală, adică majoritatea parlamentară, i-a oferit puteri pe care înainte nu le avea. Când Partidul Democrat era la guvernare, președintele Dodon se văicăra prin țară că i-au fost luate atribuțiile, că nu mai are serviciul de informație și securitate, că Consiliul de Securitate a țării este unul consultativ, ceea ce normal așa să fie, că nu are putere într-un fel sau nu are putere în altfel. Și am ajuns să o trăim, să vedem că precedenta majoritate parlamentară i-a oferit
puteri și atribuții de nedescrise, care îl fac astăzi un jucător foarte important și unul care dictează absolut tot în țară. Ați văzut manifestările și exprimările dumnealui că mai că nu mâine poi mâine vrea, nu că dumnealui confundă puțin Republica Prezidențială cu dictatura, dar am văzut chiar apucături dictatoriale zilele trecute prin declarațiile pe care le face președintele Dodon. Da, confundă, să zic așa, forma clasică, noțiunea clasică a Republicii Prezidențiale cu cea pe care o vede în Belarus sau în altă parte. Dar aia înseamnă dictatură, stimate domn. Atunci când spui că dai cu pumnul în masă ca președinte și adevărat, faci la pușcărie pe cineva, asta înseamnă dictatură. Mai rămânea să mai spună că dau cu pumnul în masă și îl punem la perete și tragem un glonț cuiva. Asta mai rămânea să mai auzim, dar să știți că nu e departe. Dacă noi nu vom face o anumită schimbare, astfel de indivizi cu astfel de apucături, inclusiv cu profilul psihologic, s-ar putea să ajungă un pericol pentru societate dacă mai lăsăm așa să continue lucrurile. Și îmi pare foarte rău că unii jucători politici nu înțeleg acest lucru și nu înțeleg pericolul la care este expus întreaga țară un astfel de comportament și astfel de apucături. De această dată, domnule Candu, mai avem puțin, foarte, foarte puțin timp. De această dată, credeți că șansele lui Igor Dodon de a obține o nouă victorie la prezidențiale este mai mare sau mai mică comparativ cu 2016? Sau până atunci, până la prezidențiale, societatea trebuie să pregătească foarte mult popcorn pentru că urmează surprize, inclusiv pentru Igor Dodon? Frică mie, că atunci când vorbim despre popcorn și de show-uri, putem vorbi despre cetățeni care trăiesc bine și se lamentează cu spectacolele televizate și show-urile politice. Însă să nu uităm că cetățenii Republicii Moldova, o mare parte din ei trăiesc mai rău. Și bani nici de, pentru popcorn nu au și nici pentru televizoare curând nu o să aibă și nici nu o să poată să-și asigure minimul necesar pentru viața de zi cu zi. De aceea, haideți să fim mai responsabili față de ei, să nu intrăm într-o altă extremă. Show-urile politice ele și-au menirea lor, dar până la urmă, întreaga societate trebuie să înțeleagă că la ora actuală există un președinte cu apucături de dictator care conduce în țară cam tot, are guvernul său propriu, are un partid la cheremul lui, cum e Partidul Democrat, într-o așa numită coaliție, și care mâine poimeni, dacă nu luăm cu adevărat niște acțiuni și niște măsuri, s-ar putea să ajungem la un punct irreversibil din punct de vedere a dezvoltării și transformării țării noastre într-o țară în care să ai mândria și dragostea să trăiești. Deci deocamdată vreți să spuneți că Igor Dodon are toate șansele să obțină un al doilea mandat, da? Dacă opoziția parlamentară de astăzi se va mobiliza, va trimite acest guvern în istorie, va pune un alt guvern care va administra bine țara, dacă se va consolida nemijlocit și în lupta pentru prezidențiale, dacă va exista mai multă maturitate și înțelepciune și mai puține emoții de care am vorbit astăzi în emisiune, atunci sunt șanse mari ca președintele Dodon să nu mai obțină al doilea mandat. Domnule președinte Candu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Nu mai avem timp, din păcate. Eu vă urez o seară liniștită în continuare. Noi ne mai revedem în acest platou. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară liniștită în continuare. Nu uitați, fiți foarte atenți și responsabili. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. O seară frumoasă! Dragi prieteni, într-un episod recent am vorbit despre ziua de împlinire națională care a fost duminica de 15 octombrie 1922.
când regele Ferdinand și regina Maria au fost încoronați la Alba Iulia ca suverani ai României Mari. Dar în chiar familia regală se afla o persoană care suferea enorm. Această persoană era chiar...